Bună seara încă o dată, sunt Arotela și continui. După această mică prezentare despre luna nouă, interesant s-a oprit setul de cărți la cărți. Dar cărți de citit, frumos ar fi să vă mai documentați despre una alta, despre ceea ce vreți să manifestați. Haideți să facem o etalare scurtuță, nu foarte lungă, despre ce urmează să începeți. Știți, nu știți, poate sunt surprize, poate altcineva vă manifestă. Și da, ideea e să știți totuși ce se întâmplă în viața voastră. Apare autorul pentru cineva, probabil cineva își dorește să fie autor. În fine, hai să vă pun la dispoziție trei cărți. O să le tai o dată, de două ori. N-am mai folosit setul acesta de foarte mult timp, de trei ori. Interesant. Numărul 1. Wow, ce frumos! Numărul 2 și numărul 3. Știu, ca și mine, uneori mă ghidez doar după numere. Deja mi-am stabilit cam fiecare număr ce ar reprezenta. Dar alteori aveți nevoie de imagini. Pentru cei care aveți nevoie de imagini și nu vreți să vă ghideați după numere, aveți numărul 1, cristale. Numărul 2, artistul. Și numărul 3, consilier. Vă puneți pauză, vă alegeți. Da? Hai să vorbim despre numărul 1. Cei care ați ales cristalele. În primul rând începe să se cristalizeze ceva. Probabil că ați început un proiect la un moment dat cândva, tot la o lună nouă, și încep să se cristalizeze niște chestiuni în acel proiect sau poate să strălucească în public, în curând, la un moment dat. Iar poate vă atrage, poate ar fi interesant să studiați despre cristale, ametistul este prezent, conexiunea la celelalte energii superioare și nu superioare, superioare pozitive, că sunt și superioare negative, mare grijă. Nu orice este superior nouă este pozitiv, da? Știți acest lucru. Studiați despre cristale. Cu aceste cristale simt că unii dintre voi aveți nevoie de ceva consistent în viață. Aveți nevoie de ceva consistent, dar de vibrație înaltă și poate că ar trebui să vă cumpărați cristale, bijuterii cu cristale, nu doar așa pietricele de pus pe masă. Hai să vedem în această călătorie spirituală prin care sunteți. Extraordinar! Talisman, apropo de bijuterii, talisman cu ametist, talisman cu alte pietre protectoare, inspirante, care să vă susțină diferite chakre, depinde ce aveți voi de făcut, poate plexul solar cu ochiul de tigru, poate prima chakră, ceva pe roșu, roșu închis, poate ceva portocaliu pentru creativitate, poate verde pentru inimă și bani și abundență, poate albastru pentru comunicare, iar variază turcoaz, albastru pentru viziune și mov pentru comunicare cu celelalte, repet, spirite superioare benefice, pozitive. Talismanul interesant ne protejează. Dar din cauza că am un bliț aici, ia să încerc să... Am pus un pic pentru că îmi bate blițul și nu vedeam bine numărul. 49. 49 înseamnă 13, da? 13 în tarot ține de moarte și renaștere, da? Dar 1 și 3 înseamnă să manifestați abundență, creștere, transformându-vă sau renunțând la ceva, la o idee, la lucruri care deja au murit. Și nu vorbesc de moarte fizică, poate sunt relații care deja nu mai funcționează, poate sunt diferite chestiuni, aspecte în viața voastră care nu mai funcționează și e cazul să renașteți, să alchimizați.
și să vă cristalizați într-un nou proiect, într-o nouă idee, altceva. Vedeți, vorbeam de călătorie, aici este o călătorie, aveți mult de mers, aveți ceva de mers și aveți nevoie de protecție. Câteva detalii pentru numărul 1. Odată. Am văzut regele de cupe, dragoste profundă, echilibrați-vă emoțional de 2 ori. De 3 ori. Ce a picat? Interesant, 7 de spade. 7 de spade înseamnă foarte mult. Înseamnă minciuni, fuga de realitate, lucruri ascunse, oameni cu interese, nu o să ai oculte, cu interese negative și ascunse. Transformați, lăsați aceste lucruri să se ducă și vedeți-vă de calea voastră. Sunteți protejați apropo de energiile negative? Sunteți. Faceți-vă un talisman. Dacă știți că aveți un preajmă, oameni cu vibrație negativă. Dar, interesant, la capătul setului de cărți, 10 de cupe. Rămâne de manifestat această fericire într-un alt context, eventual, pe o... când ajungeți la capătul sau... dacă nu neapărat la capătul, într-o etapă în această călătorie, veți manifesta și 10 de cupe. Da, e o călătorie. 3 de bâte. Cineva este absolut obsedat. Ia uite, interesant. Cineva este absolut obsedat să vină înspre voi. Zic, în energie masculină, simt, faetonul și diavolul. Poate aveți capricorn, poate aveți rac prin preajmă, dar nu neapărat. Este cineva obsedat să vină, să ofere reciprocitate, să simte că doar alături, speră încă, care mai putea să creeze ceva împreună cu voi și că doar alături de voi poate să fie fericit, fericită. Dar mai amestec o dată că a fost vreată o dată, de 2 ori, de 3 ori. Ia uite, regele de cupe revine. Și 10 de cupe. O dragoste foarte profundă. Euforie. Veți simți în preajma cuiva, dar învățați-vă să vă echilibrați emoțional și să lucrați cu cristale, ca să fiți în echilibru, ca să aveți viziuni clare. Da? Faetonul, ia, curioasă, sper. 8 de cupe, ok. Și 7 de monede. Am zis că iau 3 cărți, da? 7 numărul acestui an și 7, începem cu 7. Interesant, la voi. 7, 7 și 8 la mijloc. Posibil că între voi și cineva a fost distanță foarte mare. Faetonul reprezintă mișcare, reprezintă mașinuța, trăsurica, da? Și dacă este chestiune de mișcare, înseamnă că este și distanță, nu? În primul și în primul rând este determinarea voastră, faetonul, determinarea voastră de a merge cu răbdare, 7 de monede, către drumul vostru, către soarele vostru, către misiunea voastră. Asta înseamnă să lăsați în urmă flăcărui sau situații care nu v-au satisfăcut emoțional. Poate este o flacără, geamănă, care nu a vrut să evolueze. Poate sunt nu știu câte relații nesatisfăcătoare. Vreți să lăsați în urmă lucrurile care plutesc, interesant, plutesc în aer și voi aveți nevoie de consistență. Că am vorbit de cristale, ia uitați, 7 de monede. Cristale sunt în pământ, da? Nu în aer se formează. Așadar, cu răbdare, vreți să plantați, apropo, un nou proiect, o nouă idee, aveți această posibilitate să vă inserați energetic, mental, într-o nouă idee și cu răbdare, că asta înseamnă 7 monede, cu răbdare să o duceți către victorie. Poate asta implică călătorie, poate. Dar, în primul rând, detașarea de colaborări fructuoase, colaborări benefice, dar vreau să zic detașarea de energiile care nu v-au susținut, care vă țin pe loc. 8 de cupe merge către 9 de cupe. Avem elemente de pământ, 7, interesant, 7 și 3, am mai scos o carte, 7 și 3 înseamnă 10, puteți să mergeți spre reușite financiare, succes, orice ar fi, dar aveți nevoie și de emoții. Din acest motiv, 8 de cupe merge către 9.
către dragoste față de sine, către speranță, către vindecare, se vindecă de nemulțumire. Dacă inițiezi, dacă începi un lucru nemulțumit, păi nemulțumit se va materializa, adică varianta sa negativă. Așadar, fiți în echilibru. Că faetonul, până să-și înceapă călătoria, alege și începe călătoria în echilibru, da, este yin și yang. Așadar, cu răbdare, însămânțați pământul. Și e o metaforă. Poate este chiar o realitate, dar este o metaforă. Însămânțați pământul cu acele câteva idei pe care vreți să le manifestați. Găsiți-vă colaborările, oamenii cu care puteți să creșteți, pentru că singur unor este prea greu. Este foarte greu să muncești singur. Eliberați-vă de energiile negative și concentrați-vă. Repet, e o chestie de consistență. Concentrați-vă pe munca voastră și să vedeți că veți avea succes. Faetonul merge către stea. Asta înseamnă că succesul vine mai greu. Chiar uneori pare de neatins, pentru că asta este mai greu de atins decât soarele sau decât luna. Dar aveți răbdare. De-aia 7 de monede. Aveți răbdare. Și colaborați cu oameni care vă susțin. Cam atât. Inte, marea preoteasă. 9 de monede. Intuiția vă spune că trebuie să fiți independenți, că trebuie să vă bifați încă o reușită în creșterea voastră, să zic, și financiară și spirituală. Ia uite, am văzut soarele. Va fi bine. Va fi bine și, repet, iar am văzut diavolul. E cineva din trecut și 6 de cupe care ar vrea să fie cu voi, doamnelor, în mod special. Și nu doar să fie cu voi, vă văd foarte frumoase și ar vrea o colaborare, cel puțin spus. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut. Să vedem această carte, o pun, că poate vrea să reapară într-un alt context. Și vorbim, numărul 2, artistul. Ce-mi place cartea asta, evident, o iubesc. Și din acest motiv mi-am și ales aceste cărți, că și pe spate se repetă imaginea. Poate e cineva cu calități artistice la care vă gândiți. Poate sunteți voi, poate voi aveți de descoperit niște calități artistice. Și ar cam fi cazul să începeți, să creionați, să faceți o schiță, să vă alegeți hârtia, canvasul, culorile, eu știu, tușul, subiectul, afară de materiale și subiectul e foarte important, locul în care creați. Da, uneori poți să lucrezi și pe stradă. Mie mi s-a întâmplat, mai acum vreo 2 ani, să lucrez pe bulevard. Era așa liniște, era perioada de post-covid, parcă, nu știu, sau dimineața când era, da, cred că era și dimineața. Lumea era la muncă. Contează foarte mult și mediul în care lucrați. Ca să puteți să creați ceva inspirant și benefic. Și vouă și celor care vor vedea această creație. Artistul apare. Dar poate nu sunteți musai artiști, însă trebuie să fiți creativi într-o anumită formă. Poate, sunt foarte curioasă, poate chiar vă e drag cineva care are calități artistice și nu e vorba doar de pictură. Poate să fie vorba și de dans și de muzică, dar apare în mod special artistul plastic. Ce ar mai fi interesant cum vine mesajul? Dacă vreți, că vorbim de lună nouă, dacă vreți ca manifestările să fie mai rapide, făceți-vă un... cum să zic în engleză? Nu în engleză, în română. Un panou în care decupați diferite poze din reviste, diferite reviste, și punându-le pe acel panou, puteți să vizualizați mai des ceea ce vreți să creați. De exemplu, dau un exemplu. Vreți să creați, apropo de artist care creează o casă, da? Luați din reviste de design de interior, diferite imagini, casa în exterior, grădina, dormitor, bucătăria, mai multe imagini, chiar dacă pentru bucătărie aveți 2-3 poze, da? Ca în mintea voastră să fuzioneze și să vă atrageți tot ce aveți nevoie pentru materializarea acestui vis. Hai să vedem totuși, curățăm cărțile.
Unde sunteți în această călătorie? Ce-i cu acest artist? Artistă. Wow, ce frumos! Metamorfoză! Metamorfoză 25, numărul 7. Numărul acestui an. Posibil că totuși în acest an, nu știu, pentru unii dintre voi, vă veți întâlni 17 la capătul setului de cărți, după ce înfruntați multe, ia uite, multe obstacole, muntele, wow, muntele. Poate chiar și acasă să aveți niște probleme, unii dintre voi, muntele și noroiul, stuck in the mud. Și o lume de tăcere, de însingurare, de probabil tăcere între voi și cineva. 17. E numărul stelei, dar am zis că nu înseamnă foarte mult, înseamnă și distanță. Pare de neatins acest vis, dar dacă învățați cum să aduceți acest vis în realitate prin elemente creative, îl puteți, vă puteți bucura de realizarea lui. Puteți ajunge acasă, cu alte cuvinte, cu un suflet pereche sau cu un personaj care vă susține în această materializare. Interesant că după aceea apare, ia uite, încurajare, apare busola. Sunteți susținuți de sufletul vostru pereche într-o anumită formă. Că știți că nu știți, că v-ați cunoscut, că nu v-ați cunoscut suficient de bine, sufletul vostru pereche vă susține. Metamorfoza înseamnă transformare, da? Sunt doi oameni care se transformă și apoi se întâlnesc transformați și continuă transformarea. Apare și elementul fluture, care iar ține de transformarea psihicului, a mentalului. Așadar, repet, folosiți elemente creative în această transformare și dacă îndrăzniți să descoperiți că aveți un talent artistic de o anumită, eu știu, într-o anumită formă, repet, dans, scriere, pictură, desen, fotografie. E mai simplu, fotografie. Da? Îndrăzniți că poate este necesar, explorându-vă această latură artistică, să puteți să comunicați cu un suflet pereche care este artist-artista. Altfel este mai greu. Prin mesaje și mesaje. Să curățăm cărțile. Câteva cărți, 3 cărți am zis, pentru numărul 2. Numărul 2. Interesant, cei doi flamingo sunt portocaliu și portocaliu reprezintă creativitate. Bine, și sexualitate, dar, dragii mei, pentru cei care nu știți, sexualitatea reprimată susține creativitatea în celelalte direcții. Și sportul. La fel, de-aia cei care sunt în cantonament ar trebui să aibă altfel de regim, dar e altă discuție, nu intru pentru că în detalii. Dar, din câte am citit, cam așa se zice, da? Hai, odată. De 2 ori. De 3 ori. Puterea, apropo de transformare. Șase de cupe. Un suflet pereche. 8 de monede, nu de monede, de... Ba da, am zis bine, de monede. Nu, 8, 2. Poate că cineva totuși vrea să muncească. Și regina de spade, interesant. Între rațiune și creativitate, sau mai bine zis emoțional, între logică și emoțional, unii dintre voi, sunteți ori între două persoane, dar nu vorbim totuși de persoane, posibil că sunteți totuși, unii dintre voi trebuie să alegeți între un personaj din copilărie sau cu care ați avut o relație, un fost, o fostă, și este un alt personaj care deocamdată v-a întors spatele, eventual, sau le-ați întors spatele. Și cu acest personaj care stă cu spatele până alegeți, puteți avea comunicare foarte inteligentă și profundă și cu șase de cupe, dar la șase de cupe e comunicarea mai degrabă telepatică, emoțională. Ar putea să fie una și aceeași persoană, însă, dacă a fost o întâlnire la un moment dat, ceva s-a întâmplat între voi,
Și simt că energia feminină a întors spatele din niște motive. Ori a avut prea multe responsabilități, ori personajul căruia i-a întors spatele era nehotărât. Era nehotărât. Acum, interesant cum au venit aceste cărți, eu vorbim despre artă și metamorfoză. Interesant, temperanța. Am tras o carte, am tras cu coada ochiului. La capătul setului de cărți, interesant, Marea Preoteasă, Împăratul. Intuiția vă spune că veți întâlni acest suflet pereche foarte puternic cu care vă veți stabiliza. Pentru că împăratul înseamnă stabilitate. Încerc să fiu neutră în exprimare pentru că sunt și bărbați și femei care ascultă, dar intuiția asta vă spune. Eventual vă mai spune că personajul acesta este destul de încăpățânat. Și cu ceva dorință de a se impune. Și dacă voi sunteți mai artiști sau mai artiste, nu prea vă convine acest lucru. Pentru că artiștii au o doză de neconvenționalitate, de nonconformism. Este dorința lor de libertate. Și atunci, ceva nu vă convine în autoritarismul acesta. 6 de cupe, 2 de monede și regina de spate. Doi de monede vă poate reprezenta și pe voi. Să aveți mai multe idei. Să nu știți pe care să o... Să mai multe personaje. Pe care să o alegeți. Una este foarte emoțională, alta este foarte... Înălțătoare, aș spune. Pentru că mi-a atras atenția, în mod special, Uliul din această carte. Uliul se înalță deasupra atașamentelor. Una vă creează atașamente, mersi frumos. Deci o opțiune vă creează atașamente, cealaltă opțiune vă permite să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă mult mai înaltă și atunci nu știți cum să vă echilibrați. Important este în această perioadă, eventual că vorbim de această perioadă, să vă echilibrați. Poate vă echilibrați prin artă, poate găsiți soluții creative, dar în primul și în primul rând, într-o anumită, sau ascultați, sau vizionați, sau mergeți la expoziții, cum am fost și eu ieri, și nu neapărat ieri, mai mergeți la expoziții, la vernisaje, la filme, la concerte, ceva, chestiuni de, care țin de artă. Voi știți cum rezonează acest mesaj în viața voastră. Dar... Dacă e vorba de relația dintre voi și un personaj, bărbat, femeie, ce-o fi, v-ați simțit, dar ceea ce ați simțit așa foarte profund v-a și dezechilibrat și încercați să vă așezați, am înțeles, să vă așezați în ordine gândurile, emoțiile, să vă temperați, să vă vindecați. Și dacă înțelegeți că este foarte important să vă echilibrați și să vă vindecați și să vedeți lucrurile din afară, repet, arta ajută pentru că arta este un anume tip de terapie și temperanța înseamnă vindecare. Vindecare prin înger face și channeling prin artă unii dintre voi. Puteți să faceți. Interesant. Cineva își dorește. Posibil ori voi, ori cineva. Dacă artistul are legătură, poate sunteți amândoi, interesant. Dacă ceva s-a întâmplat între voi și un alt personaj și voi știți că sunteți artiști sau personajul celălalt este artist sau artistă, simt că ceva a intervenit între voi și urmează să se transforme, că asta înseamnă metamorfoză, să se transforme aproape radical. Cu alte cuvinte, după această transformare aveți șansa să vă împăcați
Până nu vă transformați, până nu vă vindecați, până nu echilibrați ce e dezechilibrat în voi, cam greu să vă împăcați, pentru că degeaba vă împăcați, pentru că iar probabil lucrurile nu merg. Așadar, trebuie să transformați niște lucruri profund, niște zone în voi. De-aia artistul ajută. Încercați eventual să vedeți în artă lucruri pe care nu le vedeți, în lucrurile care par logice, în tehnologie sau în alte chestiuni. Sunt multe mesaje, sper să preluați tot ce trebuie și cu respect față și de mesager și față de subiect, da? Cam atât deocamdată, să pun aceste cărți deoparte. Ar mai fi ceva de spus? Da, interesant, construiți. Aveți nevoie de stabilitate, da? Am văzut doi de monede. Aveți nevoie de stabilitate, dar... Unde este setul de cărți? Trebuie să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Cam atât deocamdată. Sper că v-a fost de folos. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și haideți să vorbim despre numărul 3. Consiliere. Ori voi aveți nevoie de consiliere, ori voi aveți nevoie de a discuta cu sufletul vostru pereche de la suflet la suflet. Să fiți vulnerabili, să vă prezentați în fața lor și să spuneți ce aveți de spus. Eventual, ei, dacă vin, să-i ascultați cu înțelegere, cu compasiune, cu consiliere. Dacă e vorba de o relație mai specială, poate că ar trebui să vă consultați și îngerii și oameni mai în vârstă, dar nu e vorba de în vârstă cât de oameni cu o educație și psihologică și spirituală suficientă cât să vă ofere sfaturile potrivite, pentru că degeaba vă duceți la un bătrân, la o bătrână care nu înțelege mersul vremurilor, care nu înțelege că acum creăm relații neconvenționale și atipice și uneori netradiționale și avem în fața noastră chiar sufletul pereche, flacăra geamănă și ea ca așa. Interesant ce apare. Un pământ de vise. Probabil că deocamdată visați. Deocamdată visați. Că veți sta de vorbă cu ei. Interesant. Dar clar că pe lângă bucuria pe care o simțiți, această întâlnire cu acest suflet pereche, care a fost, urmează să fie, vă vindecă. Vă vindecă. Interesant. Spiritul locului. V-ați întâlnit într-un loc special sau locul în care v-ați întâlnit a devenit foarte special. Cam așa se întâmplă, nu? 21, interesant. 21 înseamnă încheiere de capitol. Înseamnă lumea în tarot. Cu alte cuvinte, dacă ați visat că veți crea ceva cu acest personaj, repet, consiliați-vă. Vedeți, vă duceți, dacă vreți să fie prin astrologie, prin tarot, poate să fie, poate să fie și pe la un psiholog și la un personaj. Dar, repet, nu e vorba de vârste, e vorba de deschidere mentală, spirituală, ca să înțeleagă complexitatea relației dintre voi doi. Ca să puteți iniția, că e vorba de lună nouă, să inițiați o nouă etapă. Cu alte cuvinte, acest tărâm de vise să devină realitate. Asta vă doriți, nu până la urmă, nu? Bănuiesc, nu? Asta vreți? Să fie realitate? Sau vreți să stați, să visați tot timpul la ei și să nu faceți nimic? Probabil, interesant. Pentru unii, posibil, în această perioadă în care ați visat unul la celălalt, probabil că ați comunicat telepatic, v-ați consiliat. Cel care este mai evoluat sau mai evoluată l-a consiliat pe celălalt, dar nu este suficient. Această consiliere telepatică, energetică, nu este suficientă. Uneori este nevoie de mai mult. Așa simt. Interesant. Apare temperanța invers și luna. Invers. Cineva mai are de vindecat niște frici. Temperanța înseamnă vindecare. Faptul că a venit invers accentuează această necesitate de a vă vindeca.
de niște frici. Poate unuia este frică de relație, pe termen lung, de relație stabilă. Are niște traume din copilărie, de la mama. A văzut că mama este într-un anume fel, că e zbuciumată emoțional, nevindecată. Și are de vindecat niște traume emoționale, că vorbim de lună, care au apărut sau s-au infiltrat în viața voastră prin energia maternă. Curăț. Ia. O dată. Numărul 3. De 2 ori. De 3 ori. Interesant. Aș mai trage o carte totuși, dar hai să vedem celelalte cum sunt. Wow, 9 de cupe. 3 de bute. Frumos. Wow, ce frumos. Superb. Superb. Ia uitați ce cărți superbe. Eu cred că amândoi sperați. Și unul și celălalt sperați. Sperați că veți fi împreună, pentru că 3 de bute și 9 de cupe, ambele reprezintă speranță. 10 de cupe reprezintă fericire. De-aia zic, în acea lume de vise, v-ați proiectat, v-ați întâlnit, ați început, să zic, să manifestați această relație. Însă, nu uitați mesajul cu temperanța și cu luna. Aveți ceva de vindecat. Da, unul dintre voi, da, au fost niște blocaje, niște amânări, dar necesar e să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Nu uitați să mergeți totuși la consilieri, profesioniști, oameni care știu multe, ca să vă poată înțelege din multe perspective. Așa, în momentul în care ați văzut lucrurile dintr-o altă perspectivă, probabil unul dintre voi nu știa, de fapt, regele de bâte, nu știa, de fapt, ce face mie, eu mă simt atras de această doamnă, femeie, sau e mai mult decât atracție fizică? Și te-a apărut spânzuratul, o perioadă de amânare, de separare chiar, în care a trebuit să vadă lucrurile altfel. Trei de pute înseamnă și distanță, da? Poate că au fost drumuri, poate că a fost o relație la distanță, dar, repet, toate aceste amânări i-au confirmat personajului, nu că de fapt eu țin acest personaj, nu doar că mă atrage fizic această femeie, chiar țin la ea. Țin la ea pentru că e un personaj serios care muncește, care își creează abundență, nu așteaptă să fie întreținut, întreținută, nu are aere de șef, de șefă, chiar dacă e șefa ei, dar are business-ul ei, 8 de monede merge către nouă, către împărăteasă, către abundență, către stabilitate, da? Și în plus mai mă simt chiar foarte bine, 6 de cupe. Simt o alinare emoțională, simt că mă cunosc cu acest personaj. Acest personaj mă înțelege, apropo de consiliere. Consilierea, repet, poate să fie întâlnirea dintre voi doi. Unul poate este mai mic spiritual, dar este mai mare energetic, fizic, financiar. Da? Celălalt este mai mare spiritual, mai profund emoțional și poate mai puțin, eu știu, bogat sau mai... Nu are atâta forță fizică cum are celălalt. E o diferență de energie, dar în care vă completați, aș spune. E o diferență de energie în care vă completați. Unul mai mare, unul mai mic, într-un domeniu, în alt domeniu, celălalt care e mai mic este mai mare. Înțelegeți? Este interesant. Oricum, simt că sunteți susținuți, interesant, sunteți susținuți de îngerii voștri. Vorbiți și cu îngerii voștri, clar, cei care vreți că temperanța înseamnă și comunicare cu îngerii. Și cel care nu știe să vorbească cu îngerii, nu are credință din cauza unor traume, probabil că ar trebui să meargă undeva să-și vindece acele traume. 9 de cupe. 9 de cupe. Lasă în urmă 8 de cupe, cupe goale. Uite, cineva trebuie să lase, apropo de material, banii, obsesia pentru chestiunile fizice, ca să descopere fericirea. Și în primul rând descoperă fericirea în el, în ea, 9 de cupe. Și apoi îndrăznește să vină 3 de bute către celălalt, cealaltă, și să împărtășească această fericire împreună cu celălalt. Altfel, dacă sunteți în dezechilibru, nu merge.
Dar posibil dacă au fost probleme, se dorește împăcarea. Șansa de cupe înseamnă împăcare. Unul dintre voi vrea să muncească. Probabil energia masculină își dorește foarte mult să muncească în această relație ca să vă împăcați, pentru că simt. Poate interesant, poate să fie și un ghidaj. Nu văd că... de interesant. Poate pe calea viselor sau pe alte căi mai neconvenționale, tărâm de vise. Da, interesant, da. Fields of Dreams. Poate cineva a avut un vis referitor la voi doi. Unul dintre voi, ori voi, ori ei. Și veți simți că această lună nouă creează șansele. Va duce oportunități, oameni, ocazii ca să fiți împreună. Eliberează drumul. Apropo, acum știți cum văd trei de bâte? Mi-aduc aminte de Moise, care aici e o chestie de manifestare. Care a avut puterea să separe apele ca să-și facă cale către drumul pe care vroia să-l... către locul pe care trebuia să-l manifeste. Părea un vis să ajung acolo. Părea un vis. Dar totuși, cu ajutorul îngerilor, cu credință, aș spune. Eu mai dăm o carte, totuși. Numărul 3. Și aveți multe lucruri de creat. În acel tărâm de vise v-ați imaginat că puteți. Aceste ouă sunt oportunități. Opțiuni. Puteți să creați și cu tare împreună. Și iar aveți susținere energetică. Interesant. Wizard of Awareness. Iar trei chestiuni de comunicare, de creație, vreau să zic, dar ai și comunicare. Ambele sunt valabile. Dar e o chestiune și de conștiință. Vrăjitoria Wizard. Știți că Wizard înseamnă coming apart. V-ați separat, situația v-a separat ca să reveniți împreună. Cu 9 de cupe și 3 de bâte și 10 de cupe, eu asta văd. Eventual, ce frumos! Trebuie să vă separați de oamenii care nu vă văd, nu neapărat fizic, nu vă văd cu sufletul, de relațiile karmice, împietrite, ca să veniți. Ia uite, e o chestiune de manifestare. Pare magie, dar nu e magie. Chestiunea e conștiință. Ca să veniți împreună, pentru că împreună puteți să fiți fericiți. Dacă vreți. Ce frumos. 8. Transformare. Da. 4 și cu 6. 10. Da. Pe de-o parte, ceva între voi v-a separat, v-a dus eventual către relații karmice ca să vă vedeți încă o dată că de fapt aceia nu sunt pentru voi, ci aceștia, într-o anumită formă. Într-o anumită formă care vă aduce fericire. 9 de cupe, 3 de bâte, 10 de cupe. Foarte frumos. Cam atât, sper că v-a plăcut, vă doresc... Înainte să vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, ia vă rog frumos, studiați un pic pe internet această formă, aceste spirale. Spirala înseamnă evoluție. Sunt 3 spirale, cel puțin. Aici este trezirea cuiva, interesant că apare energie masculină. Este trezirea cuiva într-o altă dimensiune, își dă seama că în această relație despre care am vorbit, voi trebuie să o recunoașteți, poate să aibă parte, nu e vorba doar de fericire în aceasta tipică, tradițională, de creștere, de evoluție, de depășirea multor convenții, a unor limite chiar, descoperirea multor talente, cam asta văd. Dar rămâneți de văzut în cât timp se manifestă, repet, pentru că ce se întâmplă la lună nouă se va împlini etapă cu etapă la o lună plină. La următoarea lună plină un pic, la cealaltă peste 2 luni, peste 3 luni, peste 6 luni, peste 1 an, peste 2 ani, da? Veți bifa, dacă ați ales calea potrivită, dar pare frumos
Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ciao, ciao!